Bravo! Bravo, Cristina! Mulțumim! Te invităm bună dimineața! Să stăm un pic la povești. Dar ce bine arăți, ce dar cum ești! Dar cine vorbește? Mulțumesc tare mult! Ce faceți? Bine! Da? Uite, și noi pe aici. Și eu pe la voi. La frumoasa emisiune. Da. Tu ce faci? Cum te menții în formă? Cu greu, să știi, pentru că am fost într-un proiect TV și am luat câteva kilograme în plus. Așa. Nu foarte multe, vreo 5 la număr. Uh-huh. Și acum sunt într-o perioadă de detox, da, cu niște smoothie-uri, supe creme. Uh-huh. Și merge foarte bine. Mulțumesc tare mult. Dar la dulce reușești să te abții? Sau... Veșnica problemă, să știi că nu prea, pentru că sunt fan ciocolată înghețată. Așa. Și deși am câteva rețete... bine studiate, ca să zic așa, din punct de vedere caloric, nu reușesc să mă abțin. Dar e problema fetelor, a femeilor și nu cred că e ceva... Adică încerc să o echilibrez cumva. Mănânc astăzi dulce, a doua zi renunț și tot corect, așa. Corect. Dar tu ai avut o slăbire spectaculoasă, nu? Cât ai slăbit? Am slăbit 18 kg. Oh, wow! Anul trecut, chiar când a început pandemia. Și... Dar ce ai făcut? Ai ținut un regim anume sau cum s-a întâmplat? Da, am avut un program foarte bine organizat de Sonia Burtic. Am ținut un detox de 7 zile bazat pe smoothie-uri, da, sucuri și, da, supe creme. Și ulterior 3 luni de dietă personalizată, în care am mâncat tot ce am vrut, dar cu siguranță bine gândit din punct de vedere caloric, proporțional și așa mai departe. Și am slăbit în 3 luni 18 kg. Doamne, Dumnezeule! Da, 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 am ajuns la un moment dat, aveam 68 spre 70, eu la 1,65 ca înălțime. Și cumva era destul de tristă imaginea din oglindă pe care o vedeam atunci. Dar uite că cu ajutorul ei și a ambiției pe care am avut-o totodată, pentru că trebuie să fii destul de ambițios ca corect, să poți să ții programul ăsta, nu e foarte ușor. Asta v-am să întreb, era greu? A fost destul de greu cel mai mult perioada detoxului, pentru că n-am mâncat și n-am trișat cu nimic, adică n-am luat nici măcar un covrigel în gură în perioada aia. Și nu mai știam cum e să mesteci ceva, pentru că doar beam sucuri, smoothie-uri și lichide. Da. Adică eram ca un om nu bolnav neapărat. Da, n-a fost o variantă un pic cam extrem, așa? Tu ce, înainte să te apuci de smoothie-urile astea, bănuiesc că mâncai normal, nu? Mâncai chiar tot felul de... Mâncam mult prea normal, mâncam foarte mult dulce, mâncam... nu vreau să vă zic acum, dar aproape o pâine întreagă la un moment dat. Da, la o singură masă. Cu tot felul de dulcețuri, și nu era foarte sănătos, motiv pentru care am și luat atât de mult în greutate de-a lungul anilor. A fost dificil, dar nu... Păi, nu știi atât de dificil. Ce vreau să te întreb, ce faci după o dietă atât de strictă, când începi să-ți revii la normal? Adică păstrezi un stil de viață într-un anumit fel, ai limitele foarte clare sau mai trișezi din când în când? Cum se întâmplă? După ce am slăbit, anul trecut în martie am început și a durat 3 luni tot procesul ăsta. Ulterior, de atunci și până acum, eu nu am mai ținut dietă. Adică am mâncat sănătos, aceleași alimente din... mai ținea. În fiecare zi am un ritual, beau acel smoothie. Compus dimineața din căpșuni cu lapte de cocos și o banană sau combin cu altceva. Nu neapărat căpșuni. Poți deci să combin cu mango ceva din... Da, pentru că așa am obișnuit și cum nu mănânc dimineața, mi-a fost foarte ușor să consum smoothie-ul ăsta, că e și ușor de preparat și rapid. Și dacă vrei să pleci undeva, l-ai luat cu tine și asta a fost prima masă și chiar îți ține de foame vreo 4 ore cel puțin, nu simți nevoia să mănânci, e sățios. Foarte tare. Da, ulterior mai ai o masă, cel puțin eu așa m-am educat în urma câte dietei. Câte mese ai pe zi până la urmă? 3. Da, mai am o masă consistentă la prânz și seara o salată sau tot ceva un smoothie, ușor. Da, ceva ușor. Mai ai și gustări, îți mai faci și ceva de-astea între? Mere sau câte un fructe. Fruct. Da, 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 sau ciocolată neagră cu 75% cacao. Dar să știți că eu acum am mâncat normal și prăjituri și eclere și torturi. Adică chiar de Paște am fost la părinții mei în Germania și maica mea a gătit sarmale, piftie, a făcut de toate. Că dacă tot nu ne-am văzut de anul trecut, a zis: mamă, când vii acum să te bucuri de gustul meu cu totul. Și am savurat din toate și chiar dacă am luat, să zicem, 1-2 kg, ulterior consum iar smoothie-ul și cumva mi s-a micșorat stomacul natural. Și nu mai simt nevoia să mănânc atât de mult ca înainte. Mănânc, dar mă satur repede.
și mai des. Da, da, corect, corect. Dar mâine este 1 iunie. Mâine este ziua copilului, da, așa e, da? Ziua copilului și copilul din noi probabil va pofti la... Multe dulciuri. Multe dulciuri. Te-ai pregătit? Cu siguranță o să mănânc și eu ceva dulce, că nu se poate. Dar nu e o problemă, să știi. Cred că trebuie să ne simțim bine în pielea noastră. Așa, oricum am fi, eu nu m-am simțit bine cei drept la 68 de kilograme, nici psihic, nici fizic. Corect. Pentru că nu eram eu. Întotdeauna am avut 50. Dar problemele tale când să se probleme, mă rog, greutatea asta să știi că exagerată, când a început să fie o problemă? S-a întâmplat în timp, adică de când m-am mutat în București la 18 ani, am început să mănânc haotic aici. Și cu facultatea și mi-era lene poate să gătesc sănătos acasă și atunci mâncam pe unde apucam, ce apucam. Și în timp am luat odată 2 kg. De la an la an luam tot mai mult și am ajuns la 68 anul trecut. Și acolo am zis că e momentul să mă opresc. Pentru că la noi în familie, așa, gena este cumva spre îngrășare. Toți au câte 80-100 de kilograme. Așa. Și am zis, dacă mănânc și eu așa, cu siguranță, în timp, o să ajung să vă egalez pe toți. Și nu asta era scopul. Dar în copilărie, de exemplu, cum erai? Mâncai mult? Mâncam foarte mult, dar cred că și organismul meu era mult mai activ. Probabil că erai și ceva. Consumam mult mai repede tot ce mâncam. Aveam întotdeauna 47 până în 50 de kilograme, până am terminat liceul. După liceu lucrurile s-au schimbat un pic. Am devenit și eu mai mare, mai femeie și atunci lucrurile au luat o altă întorsătură cumva. Chiar și cu sport. Adică pe perioada dietei eu nu am ținut, n-am făcut deloc sport. Am dat jos și ulterior am mers puțin, cu bicicleta, cu rolele și alte activități pe care mai îmi place să le fac din când în când. Ce planuri mai ai? Multe planuri. Multe. Da. Ce planuri? Am mai pregătit o piesă care urmează să fie lansată, dar nu chiar acum. Ne mai bucurăm de asta vara asta. M-am apucat de vlog. Culmea. Okay. Da. Despre ce? Despre tot. Adică încerc să fac cât mai multe lucruri, să abordez cât mai multe subiecte. Da. Și acum încep, adică am filmat deja o primă experiență undeva la mare pe iaht. Așa. Și urmează să o postez. Nu sunt încă foarte familiarizată cu tot ce înseamnă, adică nici pe TikTok nu mă descurc foarte bine. Că nu știu, cred că e altă generație mai pregătită de asta. Dar ușor, ușor încerc să le învăț pe toate și să le îmbim pe toate, pentru că partea de social media e foarte importantă și acolo, pe online, se întâmplă toate lucrurile astăzi. Mulțumim tare mult de vizită! Mulțumesc, cumpă! Și eu vă mulțumesc, sunteți foarte drăguți! Mulțumim. Mulțumesc la fel și vouă! Te mai așteptăm și cu piesa nouă! Cu drag!